Vă spunem din nou bun găsit la Realități și Perspective magazin. Începem cu retrospectiva săptămânii și îi spunem bun venit lui Ciprian Burghelea. Bine te-am regăsit! Din nou, situația din Ucraina ne-a captat atenția și săptămâna trecută, din păcate. Vom încerca în această emisiune să înțelegem mai bine contextul general, poate, al conflictului și cum am putea noi să ne implicăm fiecare la rândul nostru. Ce ne învață Biblia despre aceste tragedii? Cum ar trebui să le privim? În momentul acesta sunt încă informații care ne este destul de greu să le punem cap la cap, sunt chiar informații care se contrazic între ele, dar vom încerca să înțelegem în emisiunea de astăzi cât de mult putem la ora actuală ce se întâmplă de fapt pe teren acolo și mai ales vrem să avem și o perspectivă biblică asupra evenimentelor. Și pentru a începe, aș vrea să vă reamintesc cum ne învață Domnul Isus să privim tragediile din jurul nostru. În vremea Domnului Isus au venit la el și i-au spus că au, sunt anumite situații tragice în cadrul poporului Israel. Și textul din Luca 13, 1 cu 5 ne spune exact ce s-a întâmplat acolo. În vremea aceea au venit unii și au istoristit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, ar căror sânge l amestecase pilat cu jerfele lor. Credeți voi, le-a zis Isus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau cei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți speri la fel. Pocăința este arma cea mai bună pentru a opri războiul. Știu că sună foarte religios, ce am zis mai înainte. Și mai ales cei care nu cunosc calea pocăinței, nici nu pot să înțeleagă fraza pe care am rostit-o mai înainte. Pocăința este cea mai bună armă pentru a opri războiul sancțiunile economice nu pot să oprească războiul. Niciodată de-a lungul istoriei un război pornit nu a fost oprit de sancțiuni. Eventual o artă armată a oprit un război pentru că s-a implicat în acel conflict. Dar totuși, pocăința a oprit război. Vă aduc aminte de situația lui Iona. Iona este trimis de Dumnezeu la Ninive și le spune cea mai scurtă predică din Biblie. 40 de zile, 40 de nopți, Ninive va fi nimicită. De la mare la mic în ordine aceasta, cei din Ninive se pocăiesc și Dumnezeu oprește distrugerea aceea. Ceea ce înseamnă că afirmația pocăința este singura armă care chiar poate să oprească războiul, este o afirmație adevărată. Așadar, Rusia are nevoie de pocăință, cu adevărat, dar și Ucraina are nevoie de pocăință, România are nevoie de pocăință, Uniunea Europeană are nevoie de pocăință, America are nevoie, Globul întreg are nevoie de pocăință, noi toți avem nevoie de pocăință. Când ne uităm la astfel de tragedii, Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă ca să ne uităm prima dată la noi. Dacă nu ne pocăim, vom păți același lucru. Să ne ajute Dumnezeu și să dea peste inimile noastre un duh de pocăință. Cu siguranță este nevoie de pocăință și, fără doar și poate, asistăm la minuni în Ucraina. Dacă până acum nu erau oamenii foarte interesați de Biblie, iată că acum nu se mai găsesc Biblii în Ucraina. Atât de mare este foamea după Cuvântul lui Dumnezeu. O să revedem această știre și revenim imediat cu detalii. Setea de speranță și răspândirea incertitudinii au fost atât de generalizate în Ucraina, încât cel puțin o librărie creștină a rămas fără Biblii. Robert Briggs, președinte și director al societății biblice, a explicat pentru CBN modul în care creștinii din Ucraina răspund la criza provocată de Rusia. În ultimele săptămâni, preoții și pastorii s-au înghesuit la magazinul societății biblice din Kiev pentru a cumpăra Biblii. Cererea a fost atât de mare încât magazinul a rămas fără Biblii. Datorită problemelor cu aprovizionarea, librăria creștină depune mari eforturi pentru a obține exemplare ale Bibliei în limba ucrainiană. Un alt detaliu surprinzător este comunicarea dintre cultele din Ucraina și unitatea în aceste momente extrem de dificile. Într-o țară cunoscută pentru diviziunile interconfesionale, este uimitor să constați cum necazul poate aduce unitate în Hristos. CNN a surprins un moment emoționant în care ucrainienii creștini și evrei s-au unit pentru a se ruga din Psalmul 31 pentru situația lor. Ai putea să ne descrii pe scurt ce se întâmplă în Ucraina din punct de vedere spiritual în aceste vremuri? Este foarte ciudată știrea respectivă, dar este și de înțeles, are o anumită logică în timp de război și în timp de conflict, în timp de suferință, oamenii cumva vor să găsească răspuns pentru întrebările lor și clar, suntem o țară creștină și ei sunt o țară creștină, au fost învățați că în Biblie pot să găsească răspunsuri. Dacă până înainte de război, cei mai mulți dintre noi nu suntem interesați de Cuvântul Lui Dumnezeu, iată că anumite tragedii și nu doar războiul, chiar și tragedii personale ne sensibilizează cumva și căutăm să găsim răspunsuri în Scriptură. Ceea ceea ce este un lucru remarcabil, salutar, din păcate ar trebui nu doar în timpul suferințelor să-l căutăm pe Dumnezeu, ci să fie o constantă în viața noastră, așa ar trebui să fie un om născut din nou să se comporte. Dar în Kiev au anunțat că nu mai au Biblie, atât de mult au cumpărat în ucrainienii Biblie, încât în capitala lor nu mai există vreo Biblie în librăriile creștine. Asta a fost informația săptămâna trecută, pe la începutul jumătatea săptămânii. La sfârșitul săptămânii, acum câteva ore, am fost informați că, de fapt, în toată Ucraina nu mai sunt Biblii și au făcut apel la țările din jur, inclusiv România, dacă cumva există biserici vorbitoare de limba ucrainiană. Dacă au Biblie în limba lor sau Biblie în limba rusă, atât de mare este nevoia. Nu strigă, nu cer doar mâncare și ajutoare, ci cer și Cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai există câteva experiențe extraordinare pe care vreau să le subliniez ca și o încurajare. Deși, repet, războiul este cumplit. Nu ar trebui normal ca ceea ce vă povestesc să fi fost. Ceva uzual, în sensul că suferința este de nedorit și ne, am, și ne rugăm ca Dumnezeu să depărteze războiul. Dar totuși există și câteva fațete pozitive sau frumoase în această uh, tragedie cum este războiul. În timp ce se ascund în locurile subterane, în uh, subsoluri, subsoluri și în metrouri, asta era cuvântul se ascund acolo în timpul bombardamentelor, stau foarte mulți oameni înghesuiți. Și bineînțeles că sunt și persoane evanghelice între uh, cei care se adăpostesc acolo și stau suficient de înghesuiți. Dar evanghelicii încep să cânte, încep să se roage, fac ceea ce ei știu să facă. Ceilalți vrând, nevrând, participă la cele slujbe pe care evanghelicii le fac. Observăm aproape cu ironie, dacă până înainte de război nu s-au dus la biserică, iată că în subsoluri, în locurile de acces la metrou, se transformă acele subsoluri în adevărate catedrale. N-au vrut până atunci să-l caute pe Dumnezeu, iată că Dumnezeu folosește această tragedie ca să-i apropie mai mult pe oameni de, de ei. Și mai există o altă față frumoasă a, a, a războiului, dacă pot să folosesc exact cuvintele acestea. Avem mărturii în interiorul Kievului care ne spun așa. Nu știm ce se va întâmpla în continuare. Kievul rezistă, dar, dar unele orașe sunt, discu sunt complet distruse. Oamenii și bisericile noastre sunt mai unite ca niciodată. Ceea ce a reușit să facă războiul acesta cu uh, bisericile din Ucraina, care erau fărâmițate și multe se luptau între ele, au reușit să facă această unitate. Se pare că unul din versetele care le vedem sub ochii noștri împlinindu-se este rugăciunea Domnului Iisus din Ioan capitolul 17 cu versetul 21 în care Domnul Iisus spune așa Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una noi, pentru ca lumea să creadă că tu mai trimesc. Ce observăm Dumnezeu în tot puternicia Lui poate să transforme această tragedie, acest război îngrozitor pentru a-și aduce slavă, pentru a construi unitate în biserică și pentru a-și duce numele mai mai departe. Domnul are abilitatea aceasta de a lua cioburile noastre și să le pună să formeze din ele ceva frumos și plăcut. O altă minune constatată și de presa internațională chiar este ajutorul pe care statele învecinate l-au adus la granița lor cu Ucraina. România este destul de apreciată pentru mobilizarea societății civile spre a ajuta refugiații și fugarii din Ucraina. E uimitor ceea ce se întâmplă. Hai să revedem știrea și revenim imediat. Peste jumătate de milion de refugiați au plecat din Ucraina după șase zile de atacuri rusești. Se crede că un milion de persoane sunt strămutate în interiorul țării. Bisericile locale din Europa caută căi prin care să sprijine victimele războiului. Congregațiile evanghelice ajung la comunitățile creștine din Ucraina prin contacte personale sau parteneri de misiune. Unul dintre grupurile care deservez deja refugiați pe teren este din Spania, așa nume Organizația Remar SOS, care organizează adăposturi la granița României cu Ucraina. Ungaria este o altă țară vecină care a primit peste 80.000 de refugiați ucrainieni. Organizația creștină OM își trimite voluntari în coordonare cu bisericile și organizațiile creștine locale. Alianța Evanghelică Cehă listează atât organizații laice cât și organizații creștine care strâng tot felul de ajutoare pentru a răspunde nevoilor apărute în urma războiului. În Elveția, Alianța Evanghelică a Țării actualizează informațiile recomandând organizații de încredere care colectează ajutoare pentru a răspunde la criză. Oameni care nu erau cunoscuți pentru acte de caritate au fost văzuți zilele acestea cum din sinceritate au donat și s-au implicat în ajutorarea celor care fug din calea războiului. Cum se poate explica una ca asta? Orice om cât de cât responsabil nu poate să rămână indiferent în fața războiului. Oamenii sunt mișcați de tragediile războiului. De fapt, noi ca și oameni suntem sentimentali și în momentul în care suntem confruntați cu un război, mai ales că de trei generații nu am mai cunoscut război sau nu la o asemenea scară cum este în Ucraina. Am mai avut câteva conflicte în Serbia, Bosnia, Herzegovina, dar uh, nu se compară cu ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Așadar, oamenii care n-au fost obișnuiți cu războiul în momentul în care și-au adus aminte de ce înseamnă să. la ce. Intensitate poate să ajungă răutatea umană, cumva au rămas șocați și au și reacționat ca, ca atare. Unii acționează din milă, alții din frică, dar sentimentele noastre sunt cele care ne conduc. Este bine, este salutar, cei din Occident uh, ne respectă, chiar ne laudă, este un lucru bun, dar câteva aspecte vreau să le subliniez la aceste informații. Orice sentiment ține până la un anumit punct. Și cei care astăzi ajută cu sinceritate și cu largă inimă și apreciem lucrul acesta, s-ar putea ca peste o săptămână, 10 zile sau 20 de zile să nu mai ajute din cauza că sentimentele sunt trecătoare. Astăzi am milă, mâine nu mai am milă mai ales din experiențele pe care le-am avut, există foarte mulți șarlatani care vor să beneficieze de uh, anumite ajutoare și ei nu se încadrează în persoane ajutabile. Uh, și atunci cumva în, uh, cei care vor să ajute în sinceritate, cumva fiind înșelați și eu vorbesc din propria mea experiență, nu o dată sau de două ori am pățit la fel, cumva încercăm să... Să ne împietrim, cumva încercăm să ne protejăm de cei care ar putea să beneficieze sau să abuzeze de bunătatea noastră. Și aici este un, un, un lucru care vreau să-l subliniez foarte tare. Clar că cei care vor ajuta și îi vom ajuta pe ucrainieni vom fi dezamăgiți la un moment dat, într-un fel sau într-altul. Trebuie să ne obișnuim cu gândul acesta, dar totodată trebuie să ne dezvoltăm și abilitatea de a selecta pe cei care au nevoie de ajutorul nostru și de cei care nu ar trebui să beneficieze de ajutorul nostru. Așadar, dacă vor fi, vom fi înșelați, ok, să considerăm lucrul acela ca un accident, mergem mai departe și îi ajutăm pe cei în nevoie. Samariteanul milostiv s-a plecat de fiecare dată. Nu punem foarte multe întrebări. Dacă vedem o nenorocire, întinde mâna. Că persoana respectivă merită ajutorul nostru, noi merităm ajutorul și iubirea lui Dumnezeu. De fapt, ceea ce noi trebuie să facem și Biblia ne învață că stânca pe care noi ne așezăm bunătatea noastră este Hristos și de acolo ar trebui normal să ne izvorăm această empatie și simpatie și ajutor pentru cei din jurul nostru. Ceea ce noi facem trebuie să facem în numele Domnului. Ce înseamnă lucrul acesta? O variantă scurtă e o explicație mai largă, dar un mic rezumat. Din cauza că el mă iubește și eu nu mă merit ajutorul lui, eu iau dragostea lui Dumnezeu care mi-a dat-o mie și o împart celorlalți. Eu devin un canal al dragostei lui Dumnezeu care ajunge în jurul meu. Genul acesta de atitudine nu obosește și nu se bazează pe sentimentele mele interne care sunt trecătoare, ci se bazează pe sentimentul, pe dragostea lui Dumnezeu care este, care este eternă. Și un alt lucru ca și o concluzie, nu ar trebui ca viața noastră de rugăciune să fie depășită de activismul nostru religios. În momentul în care eu sunt ancorat în rugăciune cu Dumnezeu, voi fi și voi găsi și echilibru în a ajuta pe cei din jurul meu. Altfel, Ajutoarele acestea sunt ca o pală de, 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 de foc care astăzi trece și se stinge imediat. Trebuie să ne rugăm pentru Ucraina și ne rugăm pentru Ucraina, dar ne rugăm și pentru Rusia. Situația de acolo este tot mai grea. O să revedem știrea următoare în care Rusia răstrânge libertatea de exprimare. Hai să revedem știrea. Duma, Parlamentul Rus, s-a întrunit într-o sesiune extraordinară pe 4 martie pentru a discuta despre noi măsuri, inclusiv pedepse de până la 15 ani de închisoare pentru cetățenii care împrăștie dezinformare. Guvernul a restrâns deja libertatea de exprimare în mass media și social media în eforturile de a reduce la tăcere opoziția internă față de război. Zvonurile despre impunerea legii marțiale în Rusia ar fi făcut ca mii de ruși să părăsească țara în ultimele zile. Protestele împotriva invaziei Ucrainei au fost văzute pe străzile principalelor orașe rusești de când a început invazia Ucrainei pe 24 februarie. Peste 6500 de persoane au fost reținute până acum. Trenurile de mare viteză care circulă pe ruta Sankt Petersburg-Helsinki au de obicei cu mult sub limita de câteva sute de pasageri pe care îi pot transporta, dar la finalul săptămânii trecute un val de călători din Rusia au umplut toate locurile pentru a fugi în Finlanda. Majoritatea țărilor europene și-au închis spațiul aerian pentru zborurile rusești, astfel că cea mai la îndemână cale de a pleca din Rusia sunt trenurile către Helsinki. Am revenit în studio, suntem la retrospectiva săptămânii și discutăm despre toate lucrurile în jurul războiului, în jurul Ucrainei și toate cele ce se întâmplă. O scrisoare deschisă, semnată de cel puțin 300 de slujitori evanghelici din Rusia, condamnă războiul, spunând că armata rusă este angajată în ostilități la scară largă într-o altă țară, aruncând bombe și rachete asupra orașelor din țara vecină Ucraina nu se expun prea tare acești pastori făcând acest lucru? Ba da, dar tăcerea nu este o soluție. În timpul Holocaustului, majoritatea bisericilor din Europa au ales tăcerea și tăcerea te face părtaș. Acești 300 de pastori sunt convins că sunt conștienți de faptul că semnarea acelei scrisori deschise adresate domnului Putin să oprească războiul poate să însemne condamnarea lor la închisoare. Asta în legislația actuală. Dacă cumva în Rusia, care este cunoscută pentru duritatea ei cu care suprimă orice critică adusă regimului Putin, se și instituie legea marțială, atunci orice acțiune poate fi considerată trădare. În timp de război, trădarea nu este pedepsită cu uh, închisoare, ci se pedepsește cu moartea, ceea ce este o situație gravă. Acești pastori ar trebui normal să-i considerăm ca fiind niște eroi. De ce? Pentru că se ridică să spună adevărul. Ce se întâmplă în Rusia? În Rusia, Duma de Stat a hotărât ca adevărul să fie doar cel oficial și nu doar în Rusia, în toate țările totalitare și ar trebui normal să învățăm sau să ne readucem aminte ce înseamnă totalitarismul. Cei mai bătrâni dintre noi ne aducem aminte din timpul lui Ceaușescu, iar cei mai tineri ar trebui normal să învețe și să-și ascute acest instrument de a detecta totalitarismul. De ce? Pentru că s-ar putea pe viitor să vedem tot mai mult uh, acest uh, tăvălug al îngropării democrației numit totalitarismul. Ce înseamnă totalitarismul? Într-o țară, politicienii stabilesc adevărul. Ei spun, de exemplu, în Rusia, armata rusă este bună, armata rusă nu greșește, armata rusă sunt eroii noștri. Orice știre care ar fi împotriva acestui adevăr va fi considerat dezinformare, fake news și va fi tratat ca atare, pedepsit cu închisoare iată până la 15 ani de închisoare în Rusia. La fel se întâmplă și în alte țări. Nu este Rusia doar un caz izolat. Este una dintre țări care aplică același lucru. Adevărul este acesta. Tot ceea ce nu se potrivește cu adevărul este considerat fake news. Ce fac jurnaliștii? Au câteva opțiuni. În primul și în primul rând să tacă. Dar am văzut, discutând despre păstorii aceea, că tăcerea nu este o opțiune. Așadar, există și o altă variantă, chiar mai... Murdară decât a tăcea să te uiți la adevăr, să te uiți la realitatea de pe teren și să știi că versiunea oficială este exact opusul acelui adevăr, și să iei realitatea și să o modelezi în așa fel încât să faci din ea să se potrivească cu ceea ce spun oficialii. Pe scurt, să minți. Și mulți jurnaliști aleg să nu spună adevărul. Știm că în Rusia, cei care vor să spună adevărul, fie sunt arestați sau se îmbolnăvesc subit de niște boli care nu le-au avut până atunci, sau cad de la etaj sau alte modalități de a fi uh, supuși tăcerii. Ne rugăm pentru libertatea de exprimare. Noi, ca și creștini, credem că fiecare dintre noi are dreptul și obligația să spună adevărul, în dragoste, dar să spunem adevărul. Adevărul nu trebuie îngropat sub nicio formă. Până acum am discutat despre dimensiunea spirituală și duhovnicească creată în jurul conflictului. O să trecem în partea a doua a emisiunii și la dimensiunea diplomației internaționale cu o știre pe cât de misterioasă, pe atât de ciudată. Benet a zburat de urgență sâmbătă trecută să se întâlnească față în față cu Putin. Să revedem știrea și am după aceea câteva întrebări pentru tine. Hai să revedem știrea! Prim-ministrul Naftalii Benet a întâlnit sâmbătă la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin o întâlnire misterioasă în mijlocul sabatului, care este încă învăluită în secret. Benet a decolat dimineața de vreme spre Moscova într-un avion folosit de obicei de Mossad, după ce a vorbit miercuri cu Putin pentru a doua oară într-o săptămână. O sursă din Ierusalim a spus că întâlnirea lui Benet cu Putin a durat aproximativ trei ore. Bennett a vorbit cu Putin despre situația comunităților evreiești ca urmare a conflictului din Ucraina și despre progresul discuțiilor nucleare de la Viena. Bennett a exprimat opoziția Israelului față de revenirea la acordul nuclear cu Iranul, informează TPS. Bennett a zburat apoi la Berlin pentru a se întâlni cu cancelarul german Olaf Scholz. Purtătorul de cuvânt al guvernului german a declarat că discuția de 90 de minute a fost concentrată pe rezultatele discuțiilor pe care Bennett le-a avut cu Putin la Moscova. Nu au fost oferite alte detalii. Benet a decolat spre Moscova într-un avion folosit de obicei de Mossad. Este un lucru obișnuit oare acest lucru? Nu puteau discuta la telefon? Oare ce a fost așa de important de trebuia să meargă acolo? Situația nu îl depășește pe Benet, mai ales că are o coaliție foarte slabă cu care conduce Israelul. O țară mică și la distanță, totuși, de conflict. Ce părere ai? Nu ni s-au oferit prea multe detalii. De fapt, vizita aceasta nici nu era programată. Era neanunțată. Putin și cu Bennett purtaseră discuții de-a lungul săptămânii de două ori. Vorbiseră la telefon, vorbise și cu Zelenski. N-ar fi trebuit această vizită să aibă loc. Tocmai din cauza aceasta este misterioasă. Faptul că a folosit și un avion al Mosadului ne arată graba cu care în dimineața zilei de sâmbătă a fost organizată această întâlnire. Știm că Putin și cu Bennett au vorbit timp de trei ore. Conținutul a fost foarte pe scurt. au spus că au vorbit despre situația evreilor din Ucraina, evreilor din Rusia și despre semnarea acordului nuclear de la Viena. Dar în ordinea aceasta... Știm că politicienii nu vor să ne spună foarte multe și încercăm să citim printre rânduri, să ne dăm seama despre ce este vorba. Mai cunoaștem că înainte să zboare la Moscova, să se întâlnească cu Putin la Kremlin, Bennett a vorbit la telefon cu Washington și cu Londra. După întâlnirea cu Putin, Bennett în loc să zboare la Kiev, să se întâlnească cu Zelensky, dacă tot au discutat problema ucraniană, a zburat la Berlin. Ceea ce ne face să înțelegem că mai degrabă greutatea discuției de la Kremlin nu este atât în legătură cu Ucraina, cât cu ce se întâmplă la Viena, cu semnarea acordului nuclear cu Iranul. Și cei mai mulți comentatori pe care am reușit să-i parcurg în, în tot acest timp, Spun în felul următor, cea mai mare victimă a războiului din Ucraina până în acest moment, clar, recunoaștem tragedia umană de acolo, dar cea mai mare victimă se pare că este la Viena. Acolo, acordul nuclear, care ar fi trebuit să fie un acord ce trebuia să aducă pacea în Orientul Mijlociu, se îndreaptă spre semnarea unui acord care va aduce război în Orientul Mijlociu. De ce? Israelul consideră că semnarea unui acord în termenii actuali, termeni cunoscuți, în, în, ușile, în spatele ușilor închise, dar cunoscuți de către Israel, nu este un acord care să protejeze Israelul de înarmarea nucleară din partea Iranului. Iranul nu este uh, uh, Ucraina. De, conflictul din, uh, din Orientul Mijlociu nu este conflictul dintre Rusia și Ucraina. Am Amândouă țările și Rusia și Ucraina sunt ortodoxe, nu creștine, ortodoxe, vorbitoare de limbă slavă, vor să unească popoare care au o cultură comună, o fac parte dintr-o. Uh, civilizație comună, au făcut parte din Uniunea Sovietică foarte mult timp. Israelul nu face parte. Israelul este înconjurat de un. ca o bază, într-un deșert de vorbitori de limba arabă. La asta adăugăm Iranul, care este vorbitoare de limbă persană, cu dorința clară, oficială de a distruge statul Israel, de a. Își impune și ismul, religia musulmană și în Orientul Mijlociu pentru a reuși să conducă cele trei mari puncte religioase musulmane, Mecca, Medina, care sunt foarte important pentru mântuirea lor. În Islam, dacă vrei să fii mântuit, trebuie să faci pelerinajul la Mecca și Medina. Nu că sunt așa două orașe, ca și niște mănăstiri undeva frumoase. Pentru ei, acțiunea de a merge în pelerinaj este mântuitoare. La fel cum și eliberarea Ierusalimului de sub dominația israeliană este o un deziderat religios, așadar, Israelul ia foarte în serios amenințarea iraniană. Ce se întâmplă la Viena, din cauza conflictului din Ucraina, în care puterile occidentale ar fi trebuit normal să formeze un bloc unitar. Pe de o parte, Iranul, pe de parte, cealaltă parte, China, Rusia, eh, Anglia, Franța și America, deci eh, toate aceste 5 plus 1, ar fi trebuit să fie un bloc unitar. Acum există divorț aici. America, Occidentul și Rusia sunt în divorț și uh, Occidentul vrea să impună și sancțiuni Rusiei. Rusia, de partea Chinei, vor să protejeze Iranul și avem informații, săptămâna trecută, ambasadorul Rusiei în Irak recunoaște faptul că au ajutat și vor să ajute programul nuclear iranian. Deci, în mod oficial, Rusia explică, noi ne-am implicat și ne vom implica în programul nuclear iranian. Așadar, Israelul se simte amenințat. Credem că că această vizită neprogramată și misterioasă este tocmai de a evita un război în Orientul Mijlociu. Și acum vă spun câteva lucruri importante. Războiul din Orientul Mijlociu, dacă se va întâmpla din cauza emoțiilor și a urii ce este acolo, va fi atât de cumplit încât războiul de acum din Ucraina va fi copil mic pe lângă ceea ce se va întâmpla în Orientul Mijlociu. De aia Israelul s-a dus cu viteza aceasta și dorind să rezolve un posibil să încheie, să evite un posibil război extrem de distrugător și de dureros din, din, Orient. Oh, cât de puternic să clatină toate lucrurile în jurul nostru. Din păcate, timpul emisiunii a trecut. Îți mulțumesc mult pentru toate informațiile și pentru toate explicațiile pe care ni le-ai dat și de data aceasta. Eu mulțumesc. Și ne rugăm, dragi prieteni, ca Dumnezeu să dea pacea sa peste Ucraina, peste Rusia, dar să o crotească și România și ne rugăm totodată pentru pacea Ierusalimului și mântuirea poporului Israel. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție. Sperăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Până săptămâna viitoare dorim ca pacea lui să vă însoțească și să ne revedem cu bine. La revedere!